Tot mai mulți tineri aleg să plece de acasă în mod voluntar din diferite motive, cel mai degrabă pentru a scăpa de reguli și de restricții. Iar când adolescenții iau astfel de decizie, se declanșează o situație de criză care nu-l afectează doar pe tânări, ci reprezintă un semnal de alarmă pentru întreaga familie. Așa s-a întâmplat și în cazul unei minore din Constanța care a plecat de acasă în mod voluntar. Polițiștii Constanțeni au fost sesizați cu privire la dispariția lui Cadă Axel în vârstă de 16 ani din Constanța. La sfârșitul lunii octombrie aceasta a plecat în mod voluntar de la domiciliu către școală și nu a mai revenit până în prezent. La data dispariției, tânăra era îmbrăcată în geacă împlănită confecționată din fâși de culoare neagră, pantaloni blu jeans bluză de culoare vișinie ghete de culoare crem și poșetă de culoare neagră. Minora are o înălțime de 1.60-1.70 metri, greutate 70-80 kg, constituție robustă, păr lung vopsit roșcat, față ovală, ochi verzi, iar la nivelul coapselor prezintă urme de arsuri. Cetățenii care pot furniza orice informație în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. La numărul de telefon 0241-611-364.